cadrele detașamentului pompieri de Târgu Neamț sunt adunate pentru începerea activității. Sub comandă detașament Maior Vurdulea. Bună dimineața! Să opriți! Toate drepți, toate descope, viți, toate pe loc, repaus. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Părinte, 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 și cu sănătate într-o lungime de zile, în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, totdeauna să-i păzească pe credincioși și să-i robi Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apă sfințită, cadrele detașamentului de pompieri Târgu Neamț și personalul prezent, în numele Tatălui și al Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Miluință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăluiește, și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău. Miluință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Căzând înaintea slavei tale cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, cadrele detașamentului de pompieri Târgu Neamț. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte, învrednicește-i a spori în dreaptă credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și în toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruiește-le pace și liniște și ne învrednicește pe toți, totdeauna mulțumirea aduce, cele prea bune a vrei și a cântat ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău, Duh. Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Și păzește pe dânsii într-o mulți ani. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Într-o mulți ani. Sudate driți. Sudate acope. Driți. Date pe loc, repaus. Domnule prim adjunct, domnule colonel, domnule consilier local, domnilor ofițeri și subofițeri activi și în rezervă, doamnelor și domnilor, dragi camarazi,
În urmă cu 25 de ani, pe data de 1 octombrie 1992, în locația în care ne aflăm astăzi, se înființează prin ordinul ministrului de interne, numărul 04895, din 1 octombrie 1992, compania 3-a de pompieri Târgu Neamț, având următoarea organizare: un ofițer, 8 subofițeri, 20 de militari în termen care încadrau 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială pentru fum, gaze și iluminat, un autocamion de intervenție și 2 autospeciale de prima intervenție și comandă. De la acea dată și până în prezent, subunitatea a cunoscut îmbunătățiri majore, fiind denumită pe rând companie, stație, iar începând cu luna iulie 2007, detașament. Clădirile care adăpostesc astăzi, dispeceratul, birourile, dormitoarele, sala de mese și vestiare, precum și garajul cu anexele, au fost modernizate treptat și constant, la acest aspect aducându-și aportul atât militarii care au trecut prin această cazarmă, cât și autoritățile publice locale. De la înființare și până în prezent, la comanda acestei subunități au aflat, pe rând, maiorul Ioan Dorcoci, în 1992 până în 1995, iar din anul 1995 până în anul 2016, la comanda subunității, s-a aflat domnul colonel în rezervă Gavrilescu Dumitru, cu o întrerupere de 6 luni în anul 2004, când la comanda subunității a fost domnul locotenent colonel Leonte Cătălin. Odată cu trecerea timpului, efectivul subunității a crescut constant, iar pentru buna desfășurare a activității, subunitatea a fost dotată treptat cu tehnică și utilaje, astfel că în momentul de față, detașamentul de pompieri Târgu Neamț, cu cele două gărzi de intervenție din suportne, gara de intervenție numărul 1 Târgu Neamț și gara de intervenție numărul 2 Poiana Teiului, numărul un efectiv de 128 de cadre, 7 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 2 autospeciale de prima intervenție și comandă, o ambulanță smurt, un autocamion de intervenție, motopompe și alte utilaje specifice, care deservesc un raion de intervenție cu o suprafață de aproximativ 1860 de km pătrați, care cuprinde un oraș, 3 stațiuni, 21 de comune și 93 de sate, cu un total de peste 40.000 de gospodării cetățenești și locuințe și o populație de circa 120.000 de locuitori. În ceea ce privește îndeplinirea misiunilor, pompierii târgănțeni au cunoscut o continuă dezvoltare, de la primele intervenții pentru stingerea incendiilor, la actuala gestionare complexă a situației de urgență. Și aici vorbim de inundații, alunecări de teren, mișcări seismice, înzepeziri, secetă, descarcerare și asistența persoanelor sau alte calamități naturale, participând activ ca apărătoarea vieții semenilor și bunurilor acestora, remarcându-se prin curajul, profesionalismul, determinarea, promptitudinea și, în ultimul rând, spiritul de sacrificiu. Acestea sunt doar câteva dintre calitățile ce conturează profilul pompierilor din Târgu Neamț, care continuă și astăzi, cu aceeași consacrare, misiunile de apărare ale concetățenilor în vederea menținerii stării de normalitate din localitățile Târgu Neamț, Poiana Teiului, precum și în comunele învecinate. Cu ocazia acestui emoționat eveniment, vă doresc și vă transmit sincere felicitări, multă sănătate, putere de muncă și succes pentru îndeplinirea normelor noastre misiuni. La mulți ani! Am înaintea mea, totodată, oameni bravi ai cetății noastre. Domnul primar își cere scuze pentru că nu a reușit să vină, însă prin vocea mea, dumnealui vă transmite toată aprecierea, tot respectul, toată admirația pe care le are înaintea dumneavoastră și să știți că dumneavoastră nu aveți doar o meserie, cea de pompier, ci cred eu cu tărie că aveți o misiune și sunteți în fața unei vocații, vocație care vă cheamă de fiecare dată să slujiți pe aproapele dumneavoastră, în speță cetățeanul orașului nostru și nu numai. De fiecare dată când sunteți chemați la datorie, la un eveniment nefericit, desigur, sunteți percepuți ca fiind ultima speranță pentru cei aflați în nenorocirea respectivă. Și de aceea domnul primar vă apreciază foarte mult, vă consideră eroi ai orașului nostru, de asemenea și Consiliul Local vă transmite toată prețuirea și sprijinul pentru dumneavoastră și în activitățile dumneavoastră pe care le veți întreprinde. Totodată eu, ca preot, ca cetățean al orașului nostru, sunt mândru să știu că suntem pe mâini bune în ceea ce privește evenimentele neplăcute la care, din păcate, mulți dintre noi asistă și vă doresc ca Dumnezeu să vă ocrotească, să vă aibă în pază pentru a vă putea întoarce de fiecare dată sănătoși la casele dumneavoastră și la copiii dumneavoastră. Astăzi s-a dorit o mică întâlnire, nu neapărat festivă, cât
mai apropiată în care să reușim să aducem aproape istoria cu prezentul. Istoria, mă refer, să ne apropiem de acel moment al înființării subunității de pompieri de la Târgu Neamț, pentru că se spune că un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Ducându-ne în trecut puțin, în 1992, am ținut și am reușit să asigurăm prezența la această întâlnire a domnului colonel în rezervă Achim Gavril, comandantul grupului de pompieri Petrodava al județului Neamț, la momentul înființării acestei subunități de pompieri. Comandant datorită căruia, bineînțeles cu aportul domnului primar Serafim Lungu de la vremea respectivă, s-a reușit înființarea acestei subunități de pompieri. În acest context, aș dori să-i adresez rugămintea de a ne spune câteva cuvinte. Sunt bucuros să mă aflu astăzi în rândul dumneavoastră să vă spun la mulți ani fericiți. Mă gândesc atât de mult la prima dată când am venit aici și am înființat această unitate cu sprijinul organelor locale. Așa, mă uit la mașinile din partea dreaptă, când a început cu două mașini de pompieri și mă gândesc cât de mult a fost de bine augur înființarea acestei unități de pompieri. Atât de mult mă bucur încât nu pot să vă spun, dacă dumneavoastră ați fi în situația mea, cred că ați simți că plutiți pur și simplu așa cum simt eu acum. Vă rog să mă iertați, dar nu cred că este vreun om aici care să vadă unitatea de pompieri să nu se mândrească. Nu faptul că a fost înființată de cineva. Faptul că există această unitate și că am auzit foarte multe intervenții, foarte multe intervenții, foarte bune și la intervenții la stingerea incendiilor și intervenții la alte calamități naturale pe care le-ați avut dumneavoastră. Fapt pentru care eu vă felicit și vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți, pentru că existați așa cum vă văd eu acum și cum sunteți dumneavoastră, că duceți în continuare pe culmile gloriei acestei unități și acestei vieți a dumneavoastră și a noastră. Vă mulțumesc încă o dată, să trăiți la mulți ani! Dânsul ne demonstrează, iată, că ideea de speaker și de discurs, indiferent de vreme, este cam aceeași și e emoționant mesajul dumnealui. Îi mulțumim încă o dată pe această cale. Înainte de a oferi câteva plachete cu ocazia acestei zile, cred eu că este foarte important să îi adresăm rugămintea de a lua cuvântul comandantului acestei subunități cu care se confundă, istoria acestei subunități este legată strâns de dumnealui, domnul colonel Gavrilescu Dumitru, care pentru o foarte lungă perioadă de timp a fost comandantul acestei subunități. Mulțumesc! În primul rând, mă scuzați că sunt emoționat pentru faptul că din 26 de ani, 24, tot am stat în fața dumneavoastră și am vorbit. Dar aș începe, astfel fiu cât mai scurt, aș începe să propun să ținem un moment de reculegere pentru primul comandant al subunității, domnul colonel Burcocioan, care a trecut în neființă, precum și pentru plutonierul major Cucu Mihai, la fel, și sergentul Cucu Ioan, care la fel în această subunitate au început activitatea și au trecut în neființă. Mă rog, sunt toate drepți? Sunt toate descoperiți?
Da, vă mulțumesc. Sunt toate acoperiți? Sunt toate pe loc? Repaus. Mă bucur cu varia voastră că sunteți sănătoși și aș vrea să remarc că foarte mulți dintre dumneavoastră au făcut și stagiu militar în această subunitate, trecând apoi în corpul subofițierilor. Ceea ce vreau să remarc este faptul că fără sprijinul dumneavoastră și autorităților locale, bineînțeles, nu se putea ajunge cu subunitatea la acest nivel, având condițiile nu chiar cel mai bune, se poate și mai bine totdeauna, dar condiții cât de cât bune pentru a-și desfășura activitatea un pompier care vine și este permanent la datorie. Eu ce vă pot să vă doresc, vă doresc multă sănătate, dumneavoastră și la întreaga familie, și în același timp Dumnezeu să vă ocrotească și să vă păzească de evenimente deosebite. Vă mulțumesc! Aș dori să înmânăm câteva plachete cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea acestei subunități tuturor celor invitaților prezenți. Domnului colonel în retragere Achim, fostul comandant al grupului Pompierilor Neamț, domnului colonel în rezervă Gavrescu Dumitru, domnului plutonel ajutant Alioșa Pavel, domnului plutonel ajutant șef Pavel Florin, domnului ajutant Anușca Viorel, domnului plutonel ajutant Hângănescu Valentin și domnului plutonel ajutant șef în rezervă Georgescu Rafael. Proaspăt în rezervă, domnului. Trebuie să știm de unde am pornit pentru a fi convinși foarte clar de drumul pe care trebuie să-l urmăm și unde trebuie să ajungem. 25 de ani este un sfert de secol ca și dimensiune, dacă e să ne gândim unde era fiecare dintre noi acum 25 de ani, ne putem da seama de cât de repede trece timpul. E adevărat că poate unii dintre noi încă nu văzuseră lumina soarelui, dar dacă ne uităm la autospeciale, trebuie să spunem că la momentul înființării subunității de pompieri, APCA încă era tânără. Și iată că încet, încet ajungem să o scoatem la pensie, să zicem, și să ajungem la o dotare din ce în ce mai bună. Este o dimensiune care vine să ne sprijine în actualele provocări pe care le avem. Practic, este o evoluție extraordinară a dotării cu tehnică. Discutăm de milioane de euro. O îmbunătățire clară și evidentă din acest punct de vedere. O îmbunătățire care ne permite să avem o reacție din ce în ce mai bună și să răspundem tot mai bine provocărilor. În același timp, dacă la nivelul anului 1992, principalul tip de intervenții la care mergea subunitatea din Târgu Neamț erau incendiile, iată că acum, prin noile reglementări din domeniul managementului situațiilor de urgență, ajungem să avem 24 de tipuri de risc la care ISU Neamț asigură intervenția. Este o perioadă lungă de timp, acești 25 de ani, care a fost marcată de înființarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, a fost marcată de apariția gărzii Poiana Teiului și discutând cu domnul Coel Achim, faptul că la nivelul anului 1992 existau două subunități în județul Neamț, la Piatra Neamț și la Roman, și s-au făcut demersuri pentru înființarea celei de-a treia companii la Târgu Neamț, mă face să gândesc că trebuie să preluăm și noi motorul județelor din vestul țării, și anume de a încerca să
creăm cât mai multe puncte de lucru sau subunități și mă gândesc aici la necesitatea de a avea subunități la Bicaz, la Roznov și de ce nu undeva în centrul județului, în zona Dragomirești-Războieni. Subunități, incluzând aici poate și puncte de lucru, pentru că până la urmă provocarea acestor 24 tipuri de risc este de a asigura un timp de răspuns cât mai bun și cât mai mic. Fără a ignora apariția smurdului în acești ani, în această istorie a subunității de la Târgu Neamț, trebuie să privim spre viitor, bazându-ne pe acest trecut, pe aceste locuri care sunt încărcate de religie și nu are cum o astfel de festivitate să desfășoare fără un astfel de moment, cu credință în Dumnezeu și în forțele proprii, sperăm să ne facem datoria cât mai bine și să răspundem tuturor acestor tipuri de risc. Cu acestea, vă mulțumim pentru participare. Spunem încă o dată la mulți ani subunității Târgu Neamț și succes în activitățile viitoare. Vă mulțumesc! Toate drept? Toate înainte, repaus, pe țindule. Marș! Domnul Alștant!